Ajuns la cea de-a 34-a ediție, tradiționalul turneu internațional de judo cu patrobeta a fost adjudecat de CSU Craiova în urma rezultatelor obținute în clasamentul general pe medalii. Podiumul a fost completat de Judo Club Vidin și ACS Judo Arad, în timp ce clubul organizator CS Metropeta Turnul Severin s-a clasat pe locul al 9-lea după ce a obținut o medalie de aur prin Petruța Iorga, 3 medalii de argint prin Albert Sucigan, Andrei Drocan și Alexandru Florea Pârvescu și 5 de bronz aduse de Ilinca Paraschiv, Carina Chirică, Adelina Grecu, Alexia Constantinescu și Radu Boiangi. Trofeul Mirela Livia Vasilan, rezervat categoriei de greutate 78 de kg, a fost acordat sportivei Alexia Ușurelu de la CSU Craiova. La competiția de la malul Dunării au participat 350 de judoka de la 45 de cluburi din țări precum România, Bulgaria, Croația, Republica Moldova și Ucraina. Concursul s-a desfășurat în sala polivalentă pe 6 suprafețe de luptă și a avut ca scop principal verificarea sportivilor înaintea competițiilor oficiale care vor începe luna viitoare.